Ești pup camera, da. Frumos, nu trebuie să mărturești obiectivul. Așa de bieță eu. Eu nu știu cum ești, dar nu mărdări obiectivul. Dumneava sunteți căsătorite? De ce? Sunteți așa frumoasă. Eu m-a cipit eu azi, da. Eu când vin în șerii mâine. Apoi așa să ia, cu minte. Eu mă gine muncesc, beau un pahar cin, dar nu știu la taicălie. Deci, știi ce înseamnă asta? La deci, gratii nu-mi trebuie. Doamnă, omul muncă previne. Și mă scrie, dar eu nici tot una, eu îmi place să mă arăt la televizor. De la ce sunteți? La ce televiziune? Ziarul de gardă. Da, gata, Fiona. Opa, ia-mi eu la cameră și pe urmă spuneam rată. Spuneți, vă rog, de ce sunteți supărați? Oamenii beau. Care sunt motivele? Că dacă e tradiție. Asta e tradiție. Asta și e tradiție. Din cauza tradiției. Dar păi sigur noi dacă suntem moldoveni. Asta să bea un pahar gen de fericire a omului. Vine un cumățu, vine un nanaș. Apoi da, și cum să nu-i dai un pahar de vie. Vorbim la general. Nu beau, îi cinstesc. Așa, de ce cinstesc? Căs după lucru, obosiți și schinuiți și vai de capul lor și vor și ei să-și nece maru. Cum să nu bem dacă Moldova e plină de jii? Așa e dat cu Dumnezeu. Să avem poamă, să avem noi vinul. Nu credeți de ce beau moldoveni din afară de sărbători? E așa, sunt nervează, n-au de lucru, e mai lep de femeie. Moldovenii beau că se teară de stres. Sunt cu mașină, haide, haide, băutele. Urma asta e creștină, că nu are de lucru. Numai de bieței, la bieței mulți sărășii. Și numai din sărășii îi beau. Da, din sărășii îi beau tot. Luând în considerație că în localitatea Puhoie avem persoane care parazitează localitatea, adică consumă băuturi alcoolice, aplică violența în familie, totodată nu sunt încadrați în câmpul muncii, am venit cu inițiativă ca să responsabilizăm aceste persoane și să îi încadrăm în câmpul muncii, totodată punem ca obligațiune pentru aceste persoane să nu mai consume absolut deloc băuturi alcoolice. Am selectat din localitate, din vreo aproape 50 de persoane, am selectat vreo 15 persoane, anume unde sunt pericol în familie de consum, băuturi, alcool și violență familiară. Am discutat cu fiecare în parte, o parte din ei au dorit să participe la acest concurs al nostru, o parte a refuzat de la bun început. Cei care au dorit, undeva vreo 14 persoane, au dorit să încheie un acord cu primăria, prin care să se oblige că timp de jumătate de ani de zile nu consumă băuturi alcoolice, să se oblige că se vor angaja în câmpul muncii și totodată nu vor aplica violență asupra membrilor familiei sau asupra altor membri ai comunității. Noi
înainte, dar mai serviam. Acum nu servesc deloc. Domnul primar, el s-a stăruit pentru noi, ca să, pentru mine, ca să mă pui la lucru, lucrez aici în sat la primărie. Și el stăre să ne dăi ajutor bănesc. Și noi deja lucrăm, nu servesc deloc. Pieza aici de 3 luni și lucrul nu e greu. O dăm florile, le prășim. Ne stărâim să facem lucru ca să cunoască și tot frumos pentru sat și primarul și bucuros, dar și noi bucuroși. Bună seara! Și mai ai de lucru? Mai am, Oleg. Ați gata ternat? Da, da, piază ajunge. Bravo! Ai lipit căldăr, hădem acasă? Da, ne duci, mamă. Mă, ne duci. Hai, la lipit căldăr, lipit nasul, poștul. Dacă vrei să mă ajuți. Dacă te ajut, merg. Hai să mergem, fetă. Da, m-am săturat de lemn de lucru, să stăm eu. Adem. Suntem tineri, în primul rând, și a doilea rând, noi frumos, că ne vede lumea și îmi zic ea că la anii ăștia, la 30 de ani, și tot ne ținem de alcool. Și noi nu se poate chiar, ne stricăm sănătatea noastră. Copiii trebuie de crescut. Și noi ne-am gândit la asta. Și mi-am spus soțului, trebuie de lepădat, de ținut, în mâini să ne ținem și tot bine. Și e ca cu ajutorul nostru și cu ajutorul primarului, să-i dă Dumnezeu sănătate și lui, Petru Frunză, mi-a ajutat tare mult și eu. Și ce pot să pun mai departe? Tare bine mă simt. Și eu cu soțul. Deja domnul e eliberat de un acord prin care este confirmat că nu consumă băuturi alcoolice. Deja, de exemplu, persoana care s-a angajat în orașul Chișinău, e eliberat un certificat prin care este confirmat faptul că nu va achita taxa pentru drum și cel care îl angajează se gândește. Primarul a asigurat această persoană că nu consumă băuturi alcoolice și totodată îi oferă și posibilitatea să circule gratis la transport. Acea persoană care angajează, gândește, mai bine o angajez pe această persoană, decât altă persoană care a venit nu știu de unde și la risc consumă sau nu consumă acolo. Pentru că până la urmă și noi vom monitoriza, deci altă persoană este monitorizat loc. Dar, cum și-a menționat, în primul rând trebuie aceste persoane să nu mai consumă băutură alcool și ca ulterior să fie posibil de să fie loc. Și nu-i dați dumneavoastră un loc de casă? Să știi că e puțin așa eu, o căsuță, mă, că cu un camer. Dar ce nu dați dumneavoastră ajutor la căsuță? Nu, trebuie să muncească, cum ies consumul acolo și eu spun ce și să faci acolo. Eu nu mă ajut niciodată, dar dumneavoastră nimic. Dă-i coniac, bine. Așa-i coniac. Te iubeu coniac toată. Așa-i viață. Cum mai? Descârbă orice om ar bine. Trebuie să mă. Da, конечно, dar și voi gândiți că așa ia. Ce scârbă? Ieșiți azi. Dar ce s-a întâmplat la dumneavoastră? Ia spuneți-mi ce s-a întâmplat, ce ați pățit? Ce ați pățit dumneavoastră, spuneți-mi? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la dumneavoastră? Ce ați pățit? E mult întâmplare. Ne domnul Pedro Nică și și ei muncești foarte mult, dar dacă Dumnezeu i-a dat atâția copii, Dumnezeu e mare și vede, dar și primarul ăsta nu face corect. Trebuie să dai cât de puțin ajutor trebuie să dai ei. Dar am înțeles că le-a propus că o să-i ajute pe toți dacă ei renunță la băut și o să le dea la fiecare premiu și loc de muncă, o să-i ajute să aibă. Dumnezeu ți-a iat atâția copii, știi cât trebuie, cât și unii trebuie pe zi să faci mâncare, să spune Dumnezeu. Și e, săraca, nu dovedește, se ducă la piață, vie înapoi. Și e stare agresiv, copchi, chis mititei, stare agresiv. Și metal nu știe și copchilul, mititel? Știu. Înțelegi? Dar primar și știe, că a luat iazul în primul. Nu, el nu dă nică. Am pus ca obiectiv numărul 1, ajutoare persoanelor care sunt în stare să muncească, să nu le acordăm doar persoanelor care sunt
invalide sau persoane care necesită într-adevăr tratament, persoane cu grad de invaliditate sau persoane care sunt imobilizate la pat și imposibil să-și dirigeze activitățile prin muncă. Atâta vreau. Dacă îi muri, poți să mă chemi la primarie și un nașic. Nini, dă lampă. Ascultă-mi. Eu vreau la femeia asta un ajutor. Cât de puțin. Dar știi ce vreau? O căsuță, măcar două cămeri. La toți copiii ăștia, înțelegi? Minima doare inima. Eu am cască, vai de capul meu. Cum trăiesc treaba mea? Dar minima doare inima. Știi când e? Zici, ieși azi din casă, ieși mene din casă. Și faci copiii ăștia. Și faci copiii ăștia. De scârbă, iubești tu, tu, tu. Toți oameni. Nu știu, au datorii. Da, sunt plecate nevestele la Italia. Da. Чем хуже позиция в стране, имеется в виду плохая зарплата, безработица, тем больше процент алкоголизма в молодежи особенно. У этой проблеме, я сказал себе. К ланоен цара, но есть и гувернари. Стерга стресса. Да, целепаши, боец, может, ездить по лукру, обосит, и... Problema alcoolismului în Republica Moldova este o problemă foarte complicată, dat fiind faptul că populația consumă alcool în cantități foarte mari. Nu este secret că Republica Moldova se plasează pe locul 2 în lume după cantitatea consumată de alcool. Respectiv, aceasta își creează multiple probleme de sănătate publică, creează probleme juridice, administrative, familiale și multe altele. El se simte bine, dar nu vreți să-l treziți, poate e rău. Domnule, alo. Tot normal? Tot normal? Ce s-a întâmplat? Totul e bine? De ce stați aici? Ce s-a întâmplat, domnule? Vă simțiți bine? Da? Bine. Nu trebuie chemat ambulanța. Să chemăm ambulanța? Nu mergeți acasă să dormiți? Aveți nevoie de ajutor? Tratamentul este o procedură mai mult sau mai puțin foarte nevoioasă. Ea necesită răbdare din partea pacientului, deci ea necesită ca pacientul să fie motivat pentru a face această schimbare, pentru a se întoarce la normalitate. Aici se cere și profesionalismul cadrului medical, care trebuie să-l ajute pe această persoană, ca să înțeleagă, în primul rând, deci, consecințele bolii, rezultatul tratamentului și posibilitatea de a se reîntoarce, de a-și continua viața sa politică, economică, familiară și a se deci, adapta social și psihologic în familie. Persoanele, deci, ca regulă, care sunt motivate pentru a face un tratament, ele pot face în cadrul dispensarului republican de narcologie sau în cadrul cabinetelor narcologice din teritoriu, adică din toate spitalele raionale unde se află medicul narcolog. Aceste persoane pot primi o consiliere și respectiv un tratament în condiții de ambulator. Costă sau asta e din partea sa? Deci, bolnavii care suferă de alcoolism beneficiază de aceleași drepturi ca orice alt cetățean al Republicii Moldova. Deci nu au nicio constrângere, deci ei se tratează în baza
poliții de asigurare, pentru cei vulnerabili, deci este program care se achită din contul companiei naționale de asigurări medicină. Deci unica care este dorința și motivarea pentru tratament. Aceasta este cel mai principal. Dependența nu este o problemă de alegere, nu este o problemă de moralitate, cum este tratată foarte des de populație. Deci eu pot bea doar 50 de grame și să mă opresc, dar tu nu poți. Asta că el e diferit. Deci asta nu e o problemă de voință, de tărie, de caracter, cum este foarte des interpretat. Asta e o problemă care, deci e o maladie, care în cel mai multe cazuri nu este curabilă. În schimb, se obține un nivel de control foarte bun, prin anumite metode medicale, psihologice, sociale, un control foarte bun, unde, practic, persoana dependentă poate să obțină un nivel de funcționalitate absolut normal. De aceea, tratamentul ca atare a dependenței, fie de alcool, fie de droguri, este un lucru multiaspectual și foarte des face pe etape. Da? La prima etapă se obține când persoana este în consum activ, mai ales în cazuri de intoxicație cu alcool sau în cazuri de consecință a consumului de alcool fizic. Se fac tratamente medicale foarte importante și de la asta se începe. Când am simțit că nu mai pot rezista acestor stări de după consum, nu știam ce să fac. Și am venit totuși în grupă de alcoolici anonim. Ca să eu sincer, ca să mă învăț să consuma cât mai puțin și să regulez consumul meu de alcool. Dar totuși, până la urmă, am înțeles că nu este posibil. Deci, cel mai ușor să... Deci, cum sună în primul pas, să recunosc că sunt neputincios față de alcool și nu mai pot... E mai puternic ca mine. Deci, niciun om din lume nu mă poate ajuta, nici eu singur, cu puterea mea de voință. Mi-a revizuit toate... asta se face în scris, toate relațiile noastre cu cei înconjurători, inclusiv cu cei de casă, din societate, prin ce am fost noi vinovați, prin ce au fost ei vinovați și am recunoscut, în primul rând, la mijloc eram eu, erau acțiunile mele și la început, la toate conflictele și nepăcerile care le-am avut în viață. Să ne cerem scuze, să întoarcem toate daunele pricinuite, morale sau fizice sau materiale, față de oameni înconjurători. Și mai este pasul 12, deci asta grijă pentru cei care încă mai suferă de alcoolism, fiindcă numai când te împarți cu trezia ta, cu alți oameni care suferă de această boală, atunci îți menții și singur sănătatea și te trezie și liniștea sufletească. Deci, clasa, я приехала в Кишинев и как бы начала, ну, с подругами, с друзьями выпивали нормально, потому что я чувствовала, что я выпиваю, мне становится веселее, спокойнее, как бы я такая раскованная, не замкнутая.
Мне было хорошо с выпивкой. Вот. Но постепенно это стало все больше и больше, чаще и чаще. И уже стали приходили такие моменты, когда я не могла контролировать, сколько я выпиваю. Мне очень неспокойно было, мне очень все время хотелось выпить, потому что я вообще не могла быть счастливой, как бы. Я все время чувствовала, что что-то во мне не то, что какая-то во мне непонятная пустота. И, в общем, у меня было средство, я привыкла, что эту пустоту можно выпить, и ее нету. Она заполнялась алкоголем. Я не знала, что нужно сделать для того, чтобы этого не было. Вот. И вообще я на тот момент, конечно, я не думала, что я алкоголик. Eu îmi deoște așa de sine rușinos. Dar când consumam alcool, eram, puteam să spun ce când eram treaz, de exemplu, mă gândeam. Adică nu spuneam prostii, nu vorbeam ceva, dar mai ușor mă comunicam cu domnișoarele. Era mai simplu să mă apropie, să fac cunoștință decât când eram treaz. Îmi plăcea să fiu beat. De la început, primii ani de alcool, mă simțeam mai vesel, mai cu multă energie, dar ultimii ani beam pur și simplu că să mă îmbăt, adică nu beam să beam un pahar de vin, să am poftă de mâncare. Eu dacă beam un pahar, gata, de-mi beam. Am acceptat interviul ăsta din cauza că eu sunt în abstinență de jumătate de an și 16 zile, dar am aflat că există în Deoște, în Moldova, de 7 luni. Și de-aia am acceptat interviul ca să audă mai multă lume care face abuz de alcool. Nu vedem dacă Moldova e plină de gin. Asta să bea un pahar gin de fericire a omului. Păi, sigur, nu-i dacă să dea Moldovia. Poți mă chemi să primărești cu mine așa, că e de rapă. De-aia cu mine, eu mă nec toată. Așa vedem. Eu când vin în șerii, apoi așa se cominte. Republica Moldova se plasează pe locul 2 în lume după cantitatea consumată de alcool. O maladie care cel mai multe cazuri nu este curabilă. Am venit cu inițiativă ca să responsabilizăm aceste persoane. Deja lucrăm, nu servesc deloc. Am acceptat interviul ăsta din cauza că eu sunt în abstinență de jumătate de an și 16 zile.